Care este componența portofoliului meu? Pentru că am uh, cont la doi brokeri, adică la Tradeville și la Interactive Brokers, am cumva portofoliul împărțit. Am acțiuni pe bursa de la New York, atât pe Tradeville cât și pe Interactive Brokers, iar pentru bursa din București utilizez doar Tradeville. Și vreau să începem cu performanța portofoliului meu Performanța acțiunilor de la BVB, 20,67% de la începutul anului. Performanța acțiunilor din Statele Unite pe care le dețin sau pe care le-am deținut pe Tradesville, 42,43%. Este o performanță atât de mare pentru că pe Tradesville am deținut doar Google și Intel și știm care a fost evoluția celor două companii anul acesta, iar pentru Interactive Brokers am un randament de aproximativ 40% year to date. A fost un an foarte bun. Iată și S&P 500 a făcut aproape 20% anul acesta. A fost un an foarte bun, de aici și rezultatele mele destul de destul de bune până în acest moment. Și haideți să începem să vedem exact care este componența portofoliului meu în acest moment. Prima companie, Agrosev Măriuța, Milk sau Lăptăria cu Caimac, cum o găsiți în magazine. Am o mică parte din portofoliu investit în această companie, 2%, cu o pierdere de 40%. Am o pierdere foarte mare, am cumpărat o singură dată. Durata de ținerii aproximativ 18 luni, am cumpărat o singură dată, îmi plac produsele, lăptării au caimac, însă ultimele raportări au fost destul de slabe, iată, în 2022 au raportat pierdere. În continuare am încredere în această companie, cred că va performa bine, o să o urmăresc și pe viitor, însă nu am mai investit în ultima perioadă în lăptăria cu caimac, dar am de gând să o păstrez în portofoliu. O companie ca pondere, o reprezintă General Mills, GIS, General Mills, care a raportat și ea destul de bine în ultima perioadă, o creștere a cifrei de afaceri, price per earning 17 în acest moment, dividend 3,21%, este o companie pe care o dețin de aproximativ o lună, am mai avut un portofoliu anul acesta, cred că pe la începutul anului am cumpărat-o și am vândut-o, cu un profit reprezintă 8,5% din portofoliul meu și am înregistrat pe o pierdere de 2,1% deocamdată. General Mills începe să se consolideze la prețul actual și este posibil să o lichidez în perioada următoare chiar dacă o voi vinde în pierdere. Dar urmăresc, urmăresc din punct de vedere tehnic această companie pe viitor. Compania mea favorită din portofoliu este Agroland, pe care o dețin de când s-a listat, aproximativ 30 de luni și am o pierdere de atenție minus 44%. Reprezintă 9,1% din portofoliul meu. Am achiziționat chiar în luna iulie, dacă nu mă înșel, sau poate august, dar oricum de curând am făcut o nouă achiziție la Agroland pentru că prețul mi se pare foarte bun. Cifrele companiei arată foarte bine, iată și-a dublat aproape cifra de afaceri venitul din exploatare din 2019 până în 2022, are un rezultat net pozitiv. Este o companie în creștere, price per earning 37, este un price per earning într-adevăr mare, însă mă aștept ca în momentul în care își vor consolida business-urile să vedem un price per earning mai atractiv, dar iată, iată price per sale cum arată, 0,39. Agroland, o companie din piața Aero, care din punctul meu de vedere are un mare potențial de creștere. În acest moment 9,1% din portofoliul meu. O altă deținere, de deci această dat o deținere de doar două luni, Evi, o companie din zona Pharma, o companie care a raportat o cifră de afaceri în scădere față de anul trecut. însă este o companie puternică, 3,94% dividend, price per earning 35, atât un price per earning apropiat de Hagroland. reprezintă 10,4% din portofoliul meu și am o, am un câștig de 9,5% Evi Evi probabil că o voi lichida și pe ea în curând din portofoliul meu în momentul în care va atinge un câștig de 10%, probabil că o voi, o voi lichida cu totul din portofoliu pentru că deși din punct de vedere tehnic este atractivă din punct de vedere al raportărilor și al pieței farma, cred că mai are mai are unde să scadă. Însă am cumpărat-o la un, la un moment bun, la fel cum am cumpărat și General Mills, doar că General Mills nu a evoluat cum am sperat eu. Ebvi a avut într-adevăr o creștere. Probabil că o voi lichida în viitorul foarte apropiat pe, pe Ebvi. Mergem mai departe la o altă companie pe care o am de foarte, foarte mult timp în portofoliu, Intel, Durata deținerii este aproximativă. Eu îmi amintesc că o am de aproximativ 30 de luni în portofoliu, reprezintă 14,7% și am o pierdere de minus 17%. Intel a raportat recent, toată lumea s-a așteptat să raporteze pierdere, însă a raportat un profit 0,35% per share, o raportare neașteptată. Intel despre care am mai vorbit și în alte episoade. Nu este o companie moartă, Intel o să revină pe un trend pozitiv, de altfel a și revenit pe un trend pozitiv, dar are foarte, foarte mult loc să crească. Iată, price per sale 2,7 și forward price per earning 90. Acest price per earning 90 este, se referă la câștigurile viitoare vom vedea cum, cum, evoluează și Intel. Este o companie pe care nu cred, că o voi, nu cred că o voi vinde prea curând. Mi se pare că are un mare potențial de creștere în acest moment, având în vedere perioada de care am trecut, în care oamenii credeau că nu vor mai folosi calculatoare și microprocesoare. Am trecut peste această fază, acum avem nevoie din nou de tehnologie. Ultima companie pe care o am în portofoliu este Banca Transilvania. Reprezintă 21,6% din portofoliul meu, cu un câștig de 7%. O am, cred că, de mai mult de 60 de luni. În aceste 60 de luni trebuie să menționez că am și lichidat-o de vreo două ori. Recent am vândut aproximativ 30% din portofoliul meu la Banca Transilvania. Este o companie în creștere. Iată ce, ce profit a raportat în 2022. A raportat cifre la fel de bune și în 2023 până acum. Price per, per earning 5,67. O companie pe care o voi ține în, în portofoliu și de aici înainte. Aștept un moment mai bun de, de, de acumulare pentru Banca Transilvania, pentru că în acest moment. Mi se pare că, din punct de vedere tehnic, este puțin overbought. Vom vedea cum evoluează pe, pe viitor. Sunt pregătit să continui investiția în Banca Transilvania și mai ales în Agroland dintre companiile acestea. Aici avem, aici avem un rezumat al portofoliului meu. Așadar, Lătăria Ucaimac, General Mills, Agroland, AbbVie, Intel, Banca Transilvania... Durata deținerilor am și companii pe care le dețin de o lună, dar și companii pe care le dețin de 5 ani sau poate mai mult, dar aceasta este deținerea aproximativă pentru Banca Transilvania în ultima perioadă. Pentru că v-am spus că am și lichidat-o în unii ani, am răscumpărat-o la fel și cu OMV Petrom. În acest moment nu am OMV Petrom în portofoliu dar probabil că va reveni la mine în, în portofoliu și cu siguranță va, va avea un procent important din portofoliu, însă și Banca Transilvania și UMV Petrom au fost companii pe care le-am avut din totdeauna în portofoliu. Desigur, mai am câteva dețineri de 1.000-2.000 de lei, cum ar fi Transgaz sau iHunt, pe care nu le-am adăugat aici pentru că aceste deținere le-am pur și simplu pentru a monitoriza mai mai ușor prețul. Se poate observa că am și o poziție de cash, 33% în acest moment. Această poziție de cash va crește în perioada următoare. Ce îmi planific pentru viitor este să urc acest agroland la 10%. Investițiile pe bursa din New York vor crește, probabil că vor fi înlocuite cele două companii pe care le-am acum, General Mills și Ebvi, mă gândesc să îmi deschid a treia oară în anul acesta o poziție la UIPS, o poziție pe care să o și păstrez un timp mai îndelungat de aici înainte, adică să nu mai țin o lună, două. Vă reamintesc că am avut în portofoliu UIPS de două ori anul acesta, l-am cumpărat și l-am lichidat un profit semnificativ. Însă cred că cred că pentru viitor îmi voi construi o poziție de durată pentru UIPS. Ce părere aveți despre portofoliul meu? Aștept în comentarii părerea voastră. Vă mulțumesc. Ne revedem în episodul următor.